Voi da citire din Cartea Romanilor, capitolul 7, versetele 22 și versetul 23. Cartea Romanilor, capitolul 7, versetele 22 și 23. Și după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. Amin. Rog să ocupăm locurile. Mulțumim Domnului pentru acest timp binecuvântat în casa Domnului. Am citit acest pasaj, aceste două versete, unde Apostolul Pavel scrie romanilor de atunci despre acea luptă lăuntrică a omului din lăuntru care se duce și pe care nu vedem noi lupta în lăuntru, dar simțim efectele și vedem cum ori ne biruie, ori o biruim. Și depinde de lupta pe care o ducem, de biruința pe care o avem, avem efectele în viața noastră de fiecare zi și se văd lămurit. Apostolul Pavel spune căci, fiindcă după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care... Aici atât de frumos spune, de văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Putem privi la această luptă spirituală și putem privi la trei luptători și ne putem verifica noi unde suntem, unde suntem chemați, ce arme ne-a dat Dumnezeu și unde ne așteaptă Dumnezeu pe fiecare din noi și cum să ieșim din această stare și să o alegem pe cea mai bună. Sunt trei feluri de luptători. Este un luptător învins, care cade învins la fiecare luptă pe care o face. Și de fiecare dată este învins. Orice n-ar face, este bătut. Un al doilea luptător este care supraviețuitor. El doar supraviețuiește. Se luptă și doar supraviețuiește. Și al treia nivel de luptător este un luptător care nu doar supraviețuiește, dar merge din biruință în biruință și are posibilitatea să-l ajute și pe cel de lângă el. Cel care este biruit niciodată nu va putea să-l ajute pe cel de lângă el pentru că e biruit, e bătut, n-are cine. Cel care se luptă să supraviețuiască doar nu are posibilitatea și nu are nici dorința să mai îl ajute pe altul că cel doar însuși pe el își scapă viața. Dacă privești la trei oameni care notă sau trec în not într-o apă și vezi pe unul că e biruit de apă, mai aștepți ajutor de la el? Niciodată. Îl vezi pe unul că se luptă în not doar să supraviețuiască el. Vă întreb, se vede când un om se luptă doar să supraviețuiască? Și vezi că cere ajutor. Se luptă cu toată puterea, e istovit, mă scuzați, e lipsit, e stors de puteri, se luptă, face toate exercițiile doar să supraviețuiască. Mai aștepți un ajutor de la acest om? Nu, din contră, acest om are nevoie de ajutor să ajungă și el cât mai uite la mal. Și când a ajuns la mal, credeți-mă că nu mai are îndrăzneala să se bage din nou la lupte, doar a scăpat. Dar este unul care poate nota, indiferent de luptele pe care le duce în vat, el poate nota
poate fi biruitor și poate ajuta pe altul, se poate arunca în val și să-l ridice pe altul de acolo și să-l aducă la mal. Domnul Iisus spune că cel a venit să aducă viață oilor, ca oile să aibă viață nu doar oricum, ci să aibă viață din belșug. O viață din belșug biruitoare. Aici Apostolul Pavel spune și ne arată despre acest om care, sau despre această luptă spirituală pe care după omul din lăuntru spune că îi place legea lui Dumnezeu, îi place ceea ce a adus Dumnezeu, îi place ce a dat Dumnezeu. Și în Galateni, Apostolul Pavel în Galateni 2, cu 20 spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Această chemare pe care ne-a dat-o Dumnezeu, o descrie Apostolul Pavel Galatenilor, spune că eu am fost răstignit împreună cu Hristos. El o scrie ca un biruitor și spune și viața pe care o trăiesc, nu o trăiesc oricum. O trăiesc datorită că am murit pentru Hristos, pentru că Hristos trăiește în mine. Eu trăiesc datorită Lui. Și îl vedem pe acest om căci duce această luptă în fiecare zi. Nu oricum, ci biruitor. Această luptă lăuntrică pe care o ducem în lăuntrul nostru, oare fiecare om, în mod deosebit cei care se întorc la Hristos, au dedus această luptă? În Matei 11 cu 28 versetul, dar până la 28 versetul, la 28 versetul Dumnezeu ne face acea chemare și spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Ne cheamă să luăm acel jug al Lui pe care luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Ne cheamă Dumnezeu la acest jug, la această luptă de luat, nu să-L formăm a nostru. Și discutând chiar și cu tinerii pentru botez despre acest jug, jugul nu poate fi dus de unul singur. Majoritatea care suntem tineri nu avem nici idee ce e jug. Jugul trebuie dus de doi. Și Hristos ne cheamă la jugul Lui. Spune: luați jugul meu asupra voastră, nu veniți cu jugul vostru. Spune: cine voiește să mă urmeze, să se lepede de sine. Să ia jugul meu, să vină cu mine la jug, să trăgem împreună. Jugul era format în vechime pentru un animal, majoritatea era pus doar pentru boi, ca să poată să intre în jug, să pună pieptul sau capul în jug. Nu, de unul singur nu se poate. Acel animal, acea vită, nu putea de unul singur să tragă, pentru că jugul era format într-o așa fel că trebuiau în doi să tragă și în doi să aibă aceeași putere la tras. De aceea, înainte de a fi pus în jug, era pregătit. Căci dacă era pus un animal în jug, nu putea merge nimic, doar se învârtea în jur, ori rupea jugul. Și Hristos ne cheamă să trăgem la jugul Lui. Vă întreb, dacă suntem în jugul lui Hristos, ce fel de biruitor e Hristos? Biruit? Doar supraviețuiește? Ori biruitor? Interesant.
Hristos ne cheamă să luptăm la jugul Lui, dar lupta este spirituală, înăuntru. Noi nu o vedem, dar o simțim fiecare din noi. Hristos ne cheamă la jugul Lui, la lupta Lui și ne-a pregătit arme cu care să ne luptăm. În 2 Corinteni 10:4, Apostolul ne descrie cum este arma pe care ne-a pregătit-o Hristos pentru fiecare noi la această luptă. Și spune în felul următor, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Extraordinar! Sunt niște arme care nu sunt supuse sau cu firea pământească nu poți lupta cu ele. Este imposibil un om firesc să se poată lupta cu arma pe care ne-a pregătit-o Dumnezeu în el, la jugul lui, să se lupte cu ele. Sunt arme puternice. Aș dori să vă descriu care sunt dușmanii cu care ne luptăm. Este o luptă spirituală. Avem 3 luptători care în fața noastră, avem armele și puterea armelor pe care le-a dat Dumnezeu și trebuie să cunoști dușmanul. Nu poți să te luți dacă nu cunoști dușman. Poți să fii înarmat până în dinți. Dacă nu știi cu cine te lupți, la ce îți folosește? Nu știi cu cine te lupți. Și tot Apostolul Pavel scrie în Efeseni 6:2, ne clarifică câteva lucruri și ne simplifică lucrurile cu cine trebuie să ne luptăm. Dacă ești om firesc, te lupți firește cu oameni firești. Dacă ești om duhovnicesc, te lupți în lupta duhovnicească și te lupți pe linie duhovnicească. Apostolul Pavel spune în felul următor, în Efeseni 6:12, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Iacă putem vedea dușmanii cu care ne luptăm. Nu sunt oameni, nu sunt carne și sânge, ci sunt total dintr-o altă lume, pe care nu-i poți birui cu armele firii pământești sau cu arme pământești, ci sunt biruiți doar cu arme duhovnicești care sunt dați doar creștinilor pe care le au în Hristos Iisus. Și ca luptător, cunoscând cine sunt eu, cunoscând lupta pe care trebuie să o duc, cu cine trebuie să o duc, cum trebuie să o duc, îmi pot alege cum trebuie să mă lupt. Luptând în această luptă, și lupta nu este cu alții, lupta este înăuntrul tău, cu tine însuși, scumpul meu frate și soră, și eu cu mine însumi. Lupta se duce la nivelul minții sau la nivel spiritual, între Duhul meu și lumea care este în afară. Și lupta pe care o duci este înăuntrul tău. Dacă o birui, ești biruitor. Dacă te-a biruit, ești biruit. Și dacă te lupți doar să supraviețuiești, doar vei supraviețui. Și nu vei ajunge niciodată la nivelul să te bucuri de starea ta spirituală sau să te bucuri de bucuria mântuirii și nu avea niciodată posibilitatea să-l ajuți pe altul, pentru că te vei stagna singur pe tine și nu vei avea biruință, nu vei trăi o viață de biruitor, ci de biruit sau de o viață care doar a supraviețuit. De aia lupta este înăuntru. Pregătirea ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu să o facem în noi înșine, în Dumnezeu.
Cuvântul în Efeseni 6 spune: întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Înarmați-vă cu armura Lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, împotrivi diavolului. Nu este o luptă care este undeva în afară sau în depărtare. Nu, este cu tine în fiecare zi, în mintea și în duhul tău pe care o duci. Și dacă ești un credincios care cu adevărat ai murit în Dumnezeu, ești biruitor. Pentru că dacă am fost răstignit împreună cu Hristos, atunci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Nu va încerca diavolul să vină să mă atace. Ba da, mă va încerca în toate felurile. Dar dacă eu sunt răstignit în Hristos, spune-mi, cine mă mai trezește dacă sunt mort? Un mort este mort. Dacă sunt mort la firea pământească, diferența între lumea fizică și lumea spirituală este că în lumea fizică avem aceste 5 uși prin care diavolul dă năvală, prin care noi primim informații. Este privirea, auzul, mirosul, gustul și pipăitul. Și la aceste lucruri are diavolul acces. Și prin ele vine diavolul, nu vine niciodată la bătălia de duh a omului, ci vine prin afară și apoi are acces înăuntrul. Dacă voința mea, la ceea ce mi-a adus el, fie prin orice care portiță n-ar fi ea, a acceptat sufletul sau dorința mea a primit, atunci eu m-am coborât și am acceptat șoapta lui și am acceptat dorința și ideea pe care mi-a adus-o, și atunci sufletul meu s-a lipit de voința trupului. Și dacă doi se ridică împotriva la unul care este sufletul, vă întreb, cine câștigă? Amândoi. Acolo unde sunt doi, pe cel unul câștigă. De aia sufletul sau dorința mea trebuie să fie la legea lui Dumnezeu. Și atunci când dorințele mele, ceea ce îmi place sau plăcerile mele, sunt în cuvântul lui Dumnezeu sau sunt supuse legii lui Dumnezeu, firea pământească nu o să aibă niciodată biruință asupra mea, pentru că eu rămân în Hristos. Dar atât timp cât stau pe fereastră sau cât stau pe gardul firii pământești, voi fi tras jos. Voi fi dat jos. Exact așa cum a căzut Eutic, voi cădea și eu. Dacă stau pe peretele sau pe geamul sufletului și a trupului și privesc ce mi-aduce firea pământească, fie că la privire, fie că la gust, la miros, sau la pipăit, sau la auz, voi cădea cu siguranță. Dar dacă stau în mijlocul copiilor lui Dumnezeu, dacă stau în Hristos, niciodată nu voi fi atacat de cele din jur. Dacă mă antrenez cu armele lui Dumnezeu pe care mi le-a dat, atunci nu voi fi biruit niciodată. Cel biruit este cel care nu trăiește în Hristos. Cel biruit tot timpul trăiește în firea pământească și acceptă șoaptele firii pământești și trăiește după ele. Cel care doar supraviețuiește este cel ce
se ridică pe fereastră să vadă cum e și apoi se pleacă în jos, dar nu cumva să cad. Cel care are dorinți să trăiască după firea pământească, dar fuge tot în Hristos, el nu va fi biruitor niciodată. Este ca acel mort care nu este mort. El se joacă cu sine. El se joacă cu șoaptele celui rău. El nu practică legea lui Dumnezeu. Acel înotător care doar se luptă să supraviețuiască, el nu este înotător. El doar se luptă cu toată puterea să ajungă la mal. Cel care știe să înoată, care practică legile notului, acel are puterea să rămână deasupra. Pe el poți să-l arunci la orice adâncime care n-ar fi el. El se luptă după legile notului. Și tot ce n-ar face, se ridică. Are putere și are tărie să respire. Are putere și are tărie să treacă peste frica morții. Pentru că se luptă după alte legi. Nu se luptă doar să supraviețuiască. El deja e biruitor. El are puterea să întindă mâna și celui ce-i căzut, să-l ridice. De aceea, de a fi un luptător, trebuie să mă antrenez, să fiu pregătit în Hristos. Trebuie să mă întăresc în Dumnezeu și în puterea tăriei Lui. Trebuie să nu doar să-L cunosc pe Dumnezeu, ci să trăiesc cu El. Trebuie cu adevărat să mă predau Lui și să fac voia Lui Dumnezeu. Nu voia mea să fie în voia Lui Dumnezeu, ci voia Lui Dumnezeu să fie în mine. Nu doar să mă lupt după cum mă închipui eu că trebuie să lupt, ci să trăiesc după cum m-a învățat Hristos să trăiesc. Dacă Hristos mi-a spus, dacă voiește cineva să vină la mine, să se lepede de sine. Lepădarea de sine înseamnă o părere de rău și o lepădare ca de ceva rău. Și să trăiesc după Hristos, după cum a trăit El. Și să las ca Hristos să trăiască în mine. Atunci când Hristos își ia chip cu adevărat în mine, atunci începe Hristos să trăiască în mine. Nu mai trăiesc eu. Și dacă cineva alcată pe euul din mine în mine, el nu mai este. Din ce pricină? Că este mort în Hristos. Și viața pe care o trăiesc, nu o trăiesc eu, ci o trăiește Hristos. Și mă întreb și te întreb. Acolo unde eșuiezi, eșuiez eu? Ori nu cumva îmi pare că Hristos eșuiază? Oare dacă n-am putere să mă stăpânesc, nu cumva este euul meu acolo? Dacă, mă scuzați că îndrăznesc, dacă cumva îmi lăs în mintea mea să apelez la îndelunga răbdare, oare cine apelează la îndelunga răbdare, Hristos sau eu? Noi o calificăm pe răbdarea sfinților, răbdarea lui Hristos, îndelunga răbdare. Dar vă întreb, răbdarea nu este răbdare? E aceeași răbdare. Și dacă trebuie să apelez la îndelunga răbdare, eu nu trăiesc din biruință în biruință, ci stagnez, eu sunt doar un supraviețuitor. Am nevoie ca să mă învăț să rabd așa cum a răbdat Hristos. Dacă nu am puterea să iubesc,
vă întreb, cine trăiește acolo, eu sau Hristos? E ușor să mă calific sau să mă pot pune lângă cineva. Și avem pe aceștia trei luptători. Lângă cine mă pot pune? Lângă cine stă Hristos? Lângă cel biruit? Lângă cel care supraviețuiește? Sau lângă cel care trăiește de biruiță? Biruiță care nu are probleme cu iubirea. Și acestea le putem pune la toate. Nu este vorba de dărnicie. Atunci când mă lupt și dăruiesc, așa dăruiesc doar de ochii vecinului, vă întreb cine dăruiește, Hristos sau eu? Nu vorbesc de cel care este mort în privința aceasta, pentru că lui nici nu-i vine dorul să dăruiască. Cel care este mort sau biruit, lui nici nu-i vine dor chef să vină la biserică. Dar tot ne numim creștini. Haideți să ne rugăm pentru noi, ca de acum înainte să trăim din biruință în biruință. Să trăim așa cum trăiește Hristos în noi. Să lăsăm pe Hristos să trăiască în noi, mai bine zis. Și atunci când avem întrebări, Doamne, de câte ori să-L iert pe aproapele meu? Să-L întrebăm pe Hristos, Doamne, Tu de câte ori m-ai iertat? Vă întreb, de câte ori v-a iertat Hristos? De puține ori. Doamne, de câte ori m-ai iubit? De puține ori. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu că a murit pentru noi. Și eu în dreptul meu mă pun și doar supraviețuiesc să-L iubesc pe aproapele meu. Eu nu pot să spun nici că-L iubesc, nici că nu-L iubesc. Și mă joc nu cu Dumnezeu, cu mine. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu să-I cerem ajutor. Și eu-L din mine să moară. Că atunci când mor eu, știi cine începe să trăiască? Hristos în mine. Atunci când eu falimentez și spun, Doamne, mai mult nu pot, credeți că Hristos nu poate? Poate Hristos. Noi cântăm și această cântare doar o cântăm. Când nu mai pot, eu, poate El. Într-o privință, știți ce facem? Aruncăm, Doamne, eu nu pot, arunc pe Dumnezeu. Dar lucrurile pe care Dumnezeu mă cheamă să le fac eu, datoria mea. Dumnezeu să ne ajute ca mergând de aici să trăim așa cum a trăit Hristos. Și Hristos să trăiască în mine nu numai la biserică, fratele meu, nu numai la biserică, Hristos cu adevărat să trăiască din plin în viața mea și în căminul meu. Căci dacă Hristos va trăi în mine, cei pe care mi-a dat Hristos se vor întâlni cu Hristos, știți unde? Cu mine acasă. N-ar trebui evangelizare, n-ar trebui predicare, n-ar trebui luptă atât, ci s-ar întâlni cu Hristos în mine acasă, copiii mei, și-ar veni aici deja transformat. Dar dacă acasă doar supraviețuiesc, ce va vedea copilul? Îl va vedea pe tatăl când sus, când jos, când biruit, când biruitor, când doar respiră. Dumnezeu să ne ajute să fim cu adevărați copiii lui Dumnezeu. Nu învinci, nu doar biruitori, nu doar supraviețuitori, ci cu adevărați copii al lui Dumnezeu care trăiesc din biruință în biruință. Și ați spune în dreptul meu, Dumnezeu să mă ajute și Dumnezeu să te ajute pe tine și pe mine. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Vom face rugăciunea de cauze, dar această cauză aș dori să o ducem în primul rând
înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem ajutorul lui. Da, noi suntem oameni, dar cuvântul lui Dumnezeu ne